afternoon. My colleagues and I remain squarely focused. În timp ce acest om vorbește, piețele iau razna, traderii transpiră în fața graficilor, iar prețul dolarului urcă sau scade după fiecare întrebare a presei. Dacă ai investit până acum în acțiuni la bursă, criptomonede sau Forex, știi deja că este vorba despre unicul Jerome Powell, președintele Rezervei Federale a Statelor Unite. Rezerva Federală este banca centrală a Statelor Unite ale Americii, una dintre cele mai puternice instituții financiare din lume. Fedul are rolul esențial de a reglementa oferta de bani și de a controla politica monetară a țării. Prin intermediul politicii monetare, Fed influențează ratele dobânzilor și stabilește direcția generală a economiei. Rata dobânzii, de exemplu, este un instrument cheie utilizat de Fed pentru a regla inflația și pentru a stimula sau încetini creșterea economică. În general, în momentul în care inflația crește, Fedul ridică ratele dobânzii de referință pentru a reduce oferta de lichiditate din piață, practic accesul facil la credite. În timp ce în cazul unei recesiuni sau al creșterii șomajului, aceste rate sunt reduse pentru a impulsiona din nou economia. Deciziile Fed au un impact major asupra piețelor financiare globale și asupra vieții economice a cetățenilor americani și a economiei mondiale în ansamblu, dolarul fiind rezerva monetară globală principală datorită lichidității și sustenabilității. Jerome Powell s-a născut și a crescut în Washington DC și a construit o carieră impresionantă în domeniul financiar și guvernamental. După absolvirea Universității Princeton și obținerea unui doctorat în drept de la Georgetown University, Powell și-a început cariera în sectorul privat, lucrând în diverse poziții de conducere în cadrul companiilor de investiții. Înainte de a se alătura Rezervei Federale, Powell a acumulat o vastă experiență în domeniul financiar. A lucrat în sectorul investițiilor timp de mai mulți ani, în cadrul căruia a gestionat active semnificative și a dobândit o înțelegere profundă a piețelor financiare. A fost Managing Director la Bankers Trust, aceasta fiind una dintre primele sale poziții de conducere în domeniul financiar, în care Powell a avut responsabilități extinse în conducerea operațiunilor bancare și în gestionarea relațiilor cu clienții. Ulterior, a fost partener la Carlyle Group, una dintre cele mai mari firme de investiții private din lume, care menegerează active în valoare de peste 360 de miliarde de dolari, el ocupându-se de gestionarea investițiilor și de luarea deciziilor. Mai apoi, Jerome a servit și ca director al fundației Pershing Square, o organizație non-profit care se concentrează pe filantropie și acțiuni sociale. Aici, el a fost implicat în elaborarea și implementarea strategiilor de finanțare și de sprijinire a proiectelor sociale și educaționale. Experiența sa în domeniul financiar l-a pregătit pentru a deveni membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale în 2012, în mandatul lui Barack Obama la Casa Albă. Jerome Powell a fost nominalizat în 2018 de către președintele Donald Trump pentru funcția de președinte al Rezervei Federale, fiind confirmat de către Senatul SUA. Nominalizarea sa a fost primită cu un consens larg, fiind recunoscut pentru competența sa în domeniul financiar și pentru abordarea sa echilibrată. În timpul mandatului său, Jerome a fost asociat cu politici monetare prudente și adaptabile. În fața unor evenimente economice semnificative, cum ar fi pandemia de COVID-19, Powell a implementat măsuri de stimulare și sprijinire a pieței financiare, pentru a menține stabilitatea și pentru a încuraja recuperarea economică. Totuși, deși acestea au fost eficiente în a salva economia, efectele s-au răsfrânt asupra inflației, aceasta urcând galopant până la nivelul de 9,1%. Fapt care a determinat Fedul să crească agresiv rata dobânzii de referință pentru a readuce inflația pe un teren controlabil, undeva în jurul valorii de 2%. În momentul de față, ratele dobânzii par să fie ajuns la punctul maxim, respectiv 5,5%, însă inflația stagnează la aproximativ 3,2%, motiv pentru care pivotarea către o scădere a acestora se amână până când va reveni pe un trend descendent. Prin vocea lui Jerome, Fedul își anunță politica monetară pentru următoarele săptămâni și luni, acesta fiind de fapt și motivul pentru care piețele financiare se agită de fiecare dată când își rostește discursul sau răspunde la întrebările jurnaliștilor. Moștenirea lui Jerome Powell în cadrul Rezervei Federale va fi evaluată cel mai probabil pe termen lung, însă, în ciuda provocărilor, Powell este recunoscut pentru gestionarea stabilă a economiei și a piețelor financiare, fiind considerat de unii experți drept cel mai capabil președinte al Fedului. Cam acesta a fost videoclipul, sper că vi s-a părut suficient de interesant. Vom mai reveni în această serie și cu alte videoclipuri. Vom răspunde la întrebările cine este Gary Gensler, cine este Nayib Bukele și cine este Larry Fink în edițiile următoare. Eu am fost Valentin, iar până data viitoare nu uita să apăsați pe butonul de like. Pe curând!